companie cu sediul în vârful câmpului, CIGOS din Dorohoi, FABIS din localitatea Vișna și Biofane tot din Sălin. Asociația și-a propus și ne dorim să sprijinim țăranul român și fermierul român pentru împreună ca să putem să dezvoltăm, ca și parteneri să ne putem dezvolta împreună fermierul împreună cu procesatorul. Și totodată să sprijinim și să ducem mai departe tradiția și gustul produselor de odinioară. Vorbim despre un produs care prin documente putem demonstra că prima atestare documentară este la 1374 în România, ceea ce